Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart. În această seară o să încercăm să vă facem cunoștință cu poezia contemporană și cu unul din tinerii care scriu astfel de poezie. Nu de alta, dar dacă până acum am vorbit și în cadrul emisiunii noastre, avem acea rubrică Pastila Poetică, 5 minute de poezie contemporană, tot am adus în fața dumneavoastră poezia contemporană, ne-am gândit că de data asta să aducem și un exponent al tinerei generații în poezia românească. Și pentru asta l-am invitat alături de noi în această seară pe Gabriel. Bună seara, Gabi! Bună seara! Bună seara și bine ai venit alături de noi! Îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat invitația. Înainte de a vorbi de poezia ta și înainte de a vorbi de poezia contemporană în general, vreau să te întreb pe tine cine ești, de unde vii și ce faci. Ok, numele meu este Gabriel Nicolae Mihailă, sunt din Galați, m-am născut în Galați. Ce fac? Aici aș putea să vorbesc ramnificat, așa, da, profesional și apoi pasiunile. Mm-hmm. Aș fi vrut să zic că se completează una pe alta, dar doar ca împlinire sufletească, nu ca altceva, având în vedere că eu sunt expert contabil din 2014. Felicitări! Mulțumesc! Poezia a apărut undeva puțin mai devreme, cândva când eram pe drum spre a obține această postură. Și cred că prima poezie pe care, sau mă rog, prima dată când am început să cochetez cu poezia a fost undeva în 2018. Dar acum stau și mă gândesc, suntem în 2019 și a trecut atâta timp, a zburat. Adică pare nu vine să cred. Nu-ți vine să crezi că de 2011 până în 2019. Da. Și s-au întâmplat multe. Când a fost, să spunem așa, dacă vrei, prima ta ieșire în public cu poezia pe care tu o scrii? Prima ieșire în public a fost undeva în spațiu virtual, așa cum probabil mulți dintre noi... pățesc sau se întâmplă atâta timp când n-am participat la cenaclu, era o lume total străină, nu cunoșteam pe nimeni, nu știam în ce direcție să merg sau cu cine să vorbesc. Am avut apropiați, în schimb, care au scris și care m-au îndrumat atât cât au putut și mi-au dat sfaturi. Undeva, să spun, în 2013, cred că a fost prima dată, totul a plecat de la un carnețel pe care îl aveam și scriam în timpul liber. Ajunsese undeva la 40 de poezioare, care mi-aduc aminte de acum cu drag, poezioare, texte, le numesc texte. Începuturile nu vreau să le spun poezii, da, nici acum încerc, adică nici la momentul prezent n-aș vrea să le spun poezii, texte poetice. Și atunci am scris, eram entuziasmat, chiar am întrebat din persoane pe care le cunosc. Am fost sfătuit în așa fel să fac încât să citesc cât mai multă poezie contemporană, având în vedere că modul de a scrie, să spun, este unul rebel și liber. Nu am vrut să țin cont de... Da, n-ai vrut să intri în niște jaloane, da, niște exact. Etaloane, ca să spunem așa. Și mi s-a dat sfatul să public pe un site de poezie care întâmplător ar fi cea mai mare din țară, ca număr de persoane care intră să posteze, să citească. Era exclusivist la început, am fost supărat, n-am intrat de prima dată, mă trimiteau la atelier, adică textele mele nu aveau cine știe ce valoare sau așa, dar acolo am învățat foarte multe, foarte multe și mi-a rămas undeva la suflet, adică mi este încă la suflet, atunci când mai scriu trec și pe acolo. La o perioadă de timp, după ce am început să scriu, am luat contact și cu alte site-uri literare, a devenit o pasiune așa arzătoare, bine, fiind oarecum un pleonasm. Da. Și am participat la două reviste ca redactor, colaborator și iată că a fost un început. Da, iată că în afară de faptul că ai început să scrii texte poetice, cum îți place ție să le spui, dar ai ajuns să lucrezi și să faci, în afară de a scrie, de a crea personal, ai ajuns să și lucrezi la o revistă în care să girezi într-un fel sau altul lucrările altora. Așa este și am încercat întotdeauna, adică a fost totul de ceea ce am simțit eu și felul în care am putut eu să interpretez poezia.
A fost frumos, am cunoscut multe persoane și am încercat să promovez tinerii în mod special, mm-hmm. pentru că uneori ei nu apucă să ajungă în față, să poată să spună ceva. Da, și asta este adevărat. Asta este unul din motivele pentru care există și această emisiune până la urmă. Lăsăm la o parte oamenii care într-adevăr au făcut ceva pentru literatura românească, pentru cultura românească în general, cei care mai sunt alături de noi și care nu mai sunt, dar important este să știe lumea că există și generația următoare, dacă pot să spun așa, și în această generație mi-am permis să te includ și pe tine. Și înainte de a merge să vorbim despre volumele tale, vreau să te întreb ceva. Există una din poeziile tale care mi-e place foarte tare, se numește Ana Are Mere. Este una dintre cele mai citite poezii ale tale și s-a văzut lucrul acesta pe toate aceste site-uri despre care discutăm, site-ul în care se publică poezie. Vreau să te întreb de unde ți-a venit ideea să scrii această poezie, pentru că este atât de ancorată în realitate, indiferent de momentul în care tu ai scris-o, dacă o citești acum, astăzi, în momentul în care noi suntem în emisiune, este la fel de ancorată în realitate cum a fost atunci când ai scris-o tu. De unde ți-a venit ideea acestei poezii? Citisem la un moment dat un articol undeva pe internet, Ana Are Mere, totul ducându-se în direcția financiar-contabilă, să zic. Mm-hmm. Și m-a amuzat așa expresia și spuneam în gând, Ana Are Mere. Și a venit, deci în 3 minute am reușit să scriu un text asupra căreia n-am revenit deloc. Adică a rămas exact în forma inițială. A curs. Și a fost ceva spontan, n-a fost ceva programat și expresia în sine mă atrăgea spre copilărie și spre a fi copil. Și, pentru, și undeva faptul, se simte, cred. Da, și spre faptul că unii dintre noi, din păcate, și aici nu generalizăm și nu vrem să fiu urătăcioși, dar unii dintre noi au uitat să mai fie copii. Și poate ăsta e un semnal de alarmă și un fel de hai să-ți aduci aminte cum a fost și cum e să fii copil în continuare. Aș spune că ne-am educat ca să nu mai fim copii, da, noi păcate. Oamenii, la un moment dat. Pentru că acolo unde ești copil, totul e... E sincer, e deschis, e alb și chiar și negru, pot să spun că e colorat. Și uneori nu ne mai permitem. Asta e realitatea contemporană și din păcate nu avem ce să facem uneori. Uh-huh. Dar e bine să ne aducem, nu-l lăsăm să exact, moară, să ne aducem aminte, să ne bucurăm de el și în special când e vorba de persoane apropiate sau chiar și modul de a trata un om necunoscut, să îți aduci aminte despre a fi copil. Eu îți mulțumesc pentru, îți mulțumesc pentru poezia asta. Dacă ți-aduce aminte, ți-am și spus că mi-a plăcut foarte tare și îmi place în continuare poezia despre care am discutat. Hai să mergem să vorbim acum despre debutul tău publicistic, adică în sensul că când ai fost tu publicat prima dată? Care este primul tău volum de poezii? Ok, până ajunge la primul volum de poezie, aș fi vrut să zic că au mai fost 2-3 pași micuți. Te rog. Prima dată am fost publicat în revista Dunărea de Jos din Galați, la propunerea unor prieteni. Au trimis textele, s-au părut redactorilor probabil că au fost cât de cât valoroase sau ok pentru a le putea publica. Și acolo am apărut prima dată, a fost o emoție extraordinară, că nu mă așteptam, a fost o surpriză, cred că se întâmpla undeva în apropiere și de ziua mea. Vezi, un cadou frumos. Și apoi la un an am fost încurajat, bine, publicând pe site-ul literar și așa, am fost încurajat să trimis și la concursuri de poezie. Eu necunoscând pe nimeni și neavând contact cu vreo persoană care să mă introducă sau Doamne ferește. Nu, pur și simplu am fost un necunoscut. Ai trimis? La un moment dat se spunea că e literatură de sertar, că a rămas în sertar și că am ieșit la întâmpinare cu ea, am ieșit spre întâmpinare. Am trimis, prima dată am câștigat la un concurs la care nu am fost invitat, premiul era foarte mic, în bani, iar autorii care ar fi câștigat premiile nu au fost chemați, a fost ceva la un nivel local, mai micuț și nu am fost și cred că nimeni dintre cei care au câștigat acolo nu au fost, dar au urmat apoi concursul la care am câștigat și am fost chemat, am luat contact cu oameni frumoși, chiar mulți mi-au rămas la suflet și am păstrat legătura cu ei. Care a fost cel mai important concurs la care tu ai luat un premiu? Pentru ca apogeul să fie la concursul Pornit Luceafărul, după cum știm, e unul dintre cele mai importante concursuri din țară. Așa acolo este. Vin editurile și
pentru un premiu de pentru cei care nu și-au publicat încă un volum. Ei vin în întâmpinare și tu trimiți acest premiu. Da, îți oferă acest premiu, dar trebuie să trimiți un colaj de poezii sau un manuscris, cum ar spune unii, dar cel puțin ceea ce am trimis eu a fost undeva făcut pe fugă, nu am apucat să aranjez, pur și simplu a fost ceva brut, să zic. Din fericire, unei edituri, Carmides se numește, i-a plăcut ceea ce am scris, am fost invitat, e o poveste ciudată, felul în care am ajuns acolo. Pe mail am fost anunțat cu 24 de ore înainte, nu aveam cu ce să ajung din culmea din Galați până în Botoșani, în zona Botoșani-Suceava e foarte greu să ajungi cu un mijloc de transport. Am schimbat 3 trenuri până am ajuns. Oi, Doamne. Așa, undeva am stat 4 ori în gara Mărășești și acolo vreau să spun că m-am așezat lângă, era și un post mic de poliție, erau foarte mulți indivizi dubioși care stăteau în gară și pur și simplu erau cu niște cuțite, cu flutura și se jucau. Deci a fost o experiență. Când am ajuns am fost foarte mulțumit. Am cunoscut chiar acolo, la concurs unde am câștigat, am cunoscut scriitori din Galați, precum Marius Grama, nu știu dacă știți pe el, mi-mi place foarte mult ce fel scrie. Andrei Velea, mă rog, a fost frumos. M-am bucurat că i-am cunoscut și... Da, și până la urmă s-au legat și niște prietenii, dacă stăm să ne gândim, lăsăm la o parte aspectul literar al momentului. Da. Ăsta a fost cel mai important concurs la care tu ai luat un premiu. Unul dintre cele mai importante, nu, adică nu aș putea să fac o comparație, aș fi vrut să zic că pot face o comparație prin oamenii pe care i-am cunoscut, să zic că toți au fost minunați, iar de acolo nu pot face nicio comparație. Am înțeles. Și ăsta a fost primul tău volum de poezie publicat. Da. Cum s-a numit? Ok, eu l-am adus cu mine. Te rog. Se numește În mine e alb negru și tu la mijloc. Era de pe vremea în care vedeam oarecum cu nuanțe de gri între absolutismele vieții. Undeva am mai pălit treaba asta pe parcurs. Da. Vreau să te întreb, din punctul tău de vedere, unde crezi tu că este în momentul de față poezia contemporană? Asta pe care tu o știi, pe care tu o scrii și pe care o citești. Poezia contemporană e într-o continuă schimbare. Nu pot să zic că bate pasul pe loc. Acum depinde fiecare persoană care are contact și felul în care vede evoluția ei. Eu o văd ca o evoluție, să știi. Asta pentru că tot timpul este ceva proaspăt, este altfel spus, asta e foarte important, să fie lucruri spuse așa, în așa fel încât poate nu au mai fost spuse la un moment dat. Și se simte acolo. Cine are contact cu poezia, simte, cu poezia contemporană. Așa este. Mergând tot așa pe firul lucrurilor de genul acesta, unde te vezi tu în momentul de față, și știu că o să fie și un pic de subiectivism, că e normal să existe, da. Unde te vezi tu în momentul de față în acest, să spunem, glob al poeziei românești contemporane a secolului 21, anul 2019? Unde te vezi tu ca și element? Îmi place să cred că sunt un observator. Așa. Cred că mai mult un observator, pentru că mijlocul acțiunii a fost doar atât cât am putut. Nu am spus nu niciodată să particip la un eveniment, să mergem să facem o prezentare, și chiar și de aici încolo. La licee, la școli am fost, am cunoscut. Să știi că tinerii sunt entuziasmați, chiar dacă nu s-ar crede. Ei sunt atenți, sunt entuziasmați și undeva e o chestie interactivă devine la un moment dat. Păi e foarte important că spui tu chestia asta, apropo de faptul că mergând prin licee, prin școli, tinerii sunt interesați și interacționează, pentru că dacă până acum au existat oameni care spuneau, domne, tinerii nu mai citesc, pe tineri nu-i mai interesează cartea, sunt doar pe telefoane și pe tabletă. Iată că vine un exponent al tinerei generații care spune nu. Există copii în școli, vorbim de școli la modul general, care sunt interesați și interacționează cu astfel de lucruri până la urmă. Și asta înseamnă că mai avem o speranță că generațiile de după tine, să spunem, și după generațiile de după noi, nu vor uita ce înseamnă mirosul unei cărți și ce înseamnă, până la urmă, literatura de bună calitate, că despre asta discutăm, indiferent că vorbim de poezie, că vorbim de proză, vorbim de literatură de calitate.
Și acum o altă întrebare. Crezi că poezia contemporană românească are calitate? Poezia contemporană, da. Tocmai prin evoluția de care îți spuneam. Mm-hmm. Eu spun că are, pentru că eu tot timpul găsesc texte foarte frumoase, care au putere, și autori noi chiar. Chiar autori noi care, poate, din păcate, nu sunt atât de promovați. Da, din păcate așa este. Mulți dintre ei, nu neapărat că se pierd, dar nu sunt cunoscuți. Exact. Uneori apar chestii repetitive în multe din revistele cu care mai am contact și persoane pe care le știu. Ar trebui în fiecare revistă să fie un loc pentru tineret, pentru poeți care poate n-au avut norocul sau contactul cu... Așa este. Mergând acum, întorcându-ne de fapt la scriitura ta, știu că ai și al doilea volum despre care vreau să discutăm, dar noi am mai avut la un moment dat împreună un moment foarte frumos și foarte interesant realizat anul trecut la Muzeul Național al Literaturii Române și cu această ocazie vreau să le mulțumesc încă o dată celor de acolo pentru tot ajutorul și pentru toată colaborarea de anul trecut tot în această emisiune. A fost acel moment în care tu și cu alți câțiva poeți contemporani, mai mult sau mai puțin cunoscuți, ați fost invitați la acea seară de poezie contemporană. Cum a fost pentru tine momentul ăsta și cum ai primit tu lucrurile astea înainte de a participa ca și element în acțiunea respectivă? Am simțit că este un eveniment foarte important. Nu mă așteptam să fiu invitat, a fost o surpriză. M-am bucurat foarte mult și mai ales prin prisma faptului că a fost ceva liber. Deci felul în care a decurs tot a fost ceva liber, fără presiune, fără... Oamenii au fost calzi, au fost acolo și am interacționat cu ei. Deci prin chestia asta a fost din nota 10 din punctul meu de vedere. Da, trebuie să-i mulțumim doamnei Loreta Popa și lui Flaviu Petrescu pentru organizarea acelei seri și trebuie să reamintesc faptul că anul trecut au fost două evenimente importante în care s-au axat pe literatură, poezie, proză, dar și pe partea aia mai frumoasă a artei, dacă pot să spun așa, pe muzica de jazz. Și au făcut câteva evenimente foarte frumoase și trebuie să le mulțumim încă o dată și lor. Vreau să vorbim acum de al doilea volum al tău pe care l-ai scos, pentru că este la fel de important pentru tine și este la fel de important ca cei care se uită la noi să știe că există și acest al doilea volum. Te rog. În 2014 am cunoscut-o pe doamna Minela, Claudia Minela din București. Între timp a apărut și editura Minela, după cum clar spune numele, ea dumnea ei. Am rămas prieten de atunci, i-a plăcut foarte mult felul în care am scris, felul în care m-am prezentat și apoi chiar și felul în care am comunicat mai departe. E unul dintre oamenii sufletului meu, a rămas aici. Așa este și o salutăm cu ocazia asta. O salutăm și o să ne vedem curând. Păi da. Și mi-a propus la 2 ani, să spun, cred că în 2016 a fost propunerea din partea ei, a spus că vrea să mă publice. I-a zis că nu sunt încă pregătit, nu simt că am încă textele necesare pentru a ieși din nou în față și am rugat-o frumos să aștepte. Ei bine, a așteptat și în 2017 mi-a publicat acest volum. Am ales ca numele să fie în engleză, e doar legat de starea mea de spirit. Nu are nicio legătură cu textele care sunt în interior ca și limbă vorbind, deci sunt în română. Ca și limbă, adică am avut două opțiuni, fiecare are cercul lui de lumină, undeva mi s-a părut un titlu prea lung și acest titlu mi s-a părut că exprimă cel mai bine și cel mai profund, să zic, ceea ce se găsește în această carte. Îmi place să cred că e mai închegată decât a fost prima, că am prins puțină experiență pe parcurs, sunt mai puține texte. Înainte de a ne lua la revedere, am să te rog să le spui celor care te-au ascultat și te-au văzut unde mai pot găsi aceste două volume ale tale, dacă mai sunt în momentul de față undeva de unde pot fi achiziționate, în librării sau așa. Și doi la mână, am să te rog să transmiți un mesaj și celor mai tineri și celor mai puțin tineri. De ce cuvântul trebuie e impropriu, dar îl folosim ca și întrebare. De ce trebuie lumea să citească și poezia contemporană românească? De ce ar trebui să... Da.
Având în vedere că în gimnaziu, liceu, în școală, în general, am avut contact cu poezia veche și poate mai puțin cu poezia contemporană, măcar de curiozitate ar trebui să încerce să vadă evoluția și drumul în care pe care se situează acum. Și e posibil ca mulți dintre ei să rămână acolo și să își dorească mai mult și mai mult. Mă bucur de răspuns, sincer. Și am să rog acum să le spui unde mai pot găsi volumele tale. Volumele mele cred că mai pot fi găsite, deci primul volum, în mine e alb, negru și tu la mijloc, poate fi găsit la editura Carmides. Iar al doilea volum, de asemenea, la editura Minela din București. Deci, cu un Google, cred că foarte ușor se poate găsi editura și iar acolo se va găsi cartea și un număr de contact. Din păcate, la mine nu mai sunt volume. Mai am persoane care îmi cer și tot la fel le îndrum spre edituri. E singura modalitate. Am înțeles. Din păcate. Gabriel, eu îți mulțumesc foarte mult pentru minutele pe care le-am petrecut împreună, pentru că știu foarte clar că ai făcut și un efort ca să putem fi împreună în această zi și îți mulțumesc inclusiv pentru asta. Îți urez cale literară cât mai lungă în lumea asta plină de lucruri bune și lucruri mai puțin bune, chiar și în literatura românească, și să-ți ajute Dumnezeu să-ți îndeplinești ceea ce ți-ai propus să faci. Iar vouă, dragi telespectatori, cu mesajul pe care Gabriel vi l-a transmis mai devreme, măcar din curiozitate, aplicați-vă și asupra poeziei contemporane românești, vă urez vizionare plăcută în continuare și revenim. Așa că stați pe loc.